conceptul de radioterapie de calitate pe care încearcă să-l promoveze și îl promovează Med Europa are mai multe elemente și nu numai radioterapia de calitate nu înseamnă numai să ai o aparatură de ultimă generație și tehnologie modernă, înseamnă în primul rând echipă și aici Med Europa construiește cu oameni, câțiva oameni cu experiență, construiește o echipă tânără pe care să o formeze. Al doilea element pentru o radioterapie de calitate este reprezentat de abordarea multidisciplinară a pacientului oncologic și pentru asta o să discutăm ceva mai târziu și despre evenimentul de astăzi care se adresează specialiștilor, tuturor specialiștilor în medicină, pentru că abordarea pacientului oncologic pentru o terapie de calitate include obligatoriu un lucru în echipă. Și iarăși un lucru extrem de important pentru radioterapia de calitate este modul de lucru cu pacientul, deschiderea față de pacient, cât de mult timp îi acorzi unui pacient oncologic care este de fapt un pacient special, nu este un pacient obișnuit. Ce tehnologie folosiți aici? Esențială în domeniul ăsta? Tehnologie Elekta de ultimă generație, o aparatură upgradată la nivelul anului 2018-2019. Noi nu folosim tehnologie așa cum poate s-a discutat în piața medicală din România. Nu construim și nu folosim tehnologie de mâna a doua în centrele din provincie și facem un centru în București cu tehnologie ultramodernă și celelalte centre să fie cu tehnologie de mâna a doua. Noi avem aparatură la nivelul anului 2018-2019 produsă de compania Elekta. Acceleratoare liniare cu tehnologie IMRT VMAT, o tehnologie care practic îți permite o abordare precisă și țintită a tumorilor cu o protecție maximă a țesuturilor sănătoase. În felul acesta creștem rata de control al tumorilor cu efecte secundare minime pentru pacient. E în progres față de cum se aborda până acum treaba asta. Este o tehnologie peste ceea ce a fost și în România, tehnologie cobalt și acceleratoare 2D și este peste tehnologia 3D conformațional de care, mă rog, va beneficia probabil rețeaua publică din România. Care e portretul robot, dacă pot să spun așa, al pacientului? Noi ne adresăm cu excepția copiilor, pentru că radioterapia, oncopediatria și radioterapia pentru copii înseamnă cu totul și cu totul altă specialitate, înseamnă medici specialiști dedicați acestei grupe de vârstă, deci cu excepția copiilor tratăm persoane de la 18 până la 80 de ani, cu o pondere destul de importantă ca și grupă de vârstă, cel puțin pentru centru din Constanța, între 50 și 80 de ani, cam 80% din pacienți au această vârstă. Nu există, tratamentele fiind complet decontate de casă, nu există și nu abordăm pacientul în funcție de cum arată sau cum e îmbrăcat, ne adresăm tuturor pacienților, preluăm în limita posibilităților pentru a face un tratament de calitate. Multă lume nu știe că, de fapt, radioterapia de calitate înseamnă timp dedicat pacientului și pentru planul de tratament și pentru poziționare și pentru iradierea zilnică și atunci nu putem utiliza tehnologia ultramodernă mai mult de 12 ore pe zi și preluăm pacienții în limita acestui interval de timp. Când vorbim de tumori, căror tumori vă adresați? Tratăm toate tipurile de tumori. Noi nu promovăm o specializare într-o anumită direcție și să tratăm un anume tip de cancer. Tehnologia ultramodernă de care beneficiem ne permite să abordăm orice tip de... Nu suntem limitați, ne permite să abordăm orice tip de tumoră. Specializarea noastră și a medicilor cu experiență și a medicilor tineri nu este dedicată doar într-o anumită direcție. Noi
încercăm să abordăm toate categoriile de vârstă, toate tipurile de tumori, pregătirea noastră și tehnologia ne permițându-ne să facem acest lucru. Care e ponderea pacienților cu tratament paliativ și curativ? În anul trecut ponderea a fost undeva pe la 30% tratament paliativ și 70% pacienții cu intenție curativă, iar deja anul acesta ponderea s-a redus pentru paliație undeva la 16%, ceea ce înseamnă că ceea ce promovează Med Europa și conceptul pe care noi vrem să-l introducem în rețeaua serviciilor medicale de oncologie a dat rezultate și asta se referă în primul rând la munca în echipă, la educarea medicilor să lucreze după protocoale și după ghiduri terapeutice, nu ghiduri și protocoale inventate de noi, ci ghidurile și protocoalele internaționale pe care se bazează disciplina în orice țară civilizată. Facem un an de la deschiderea clinicii. Am considerat că deschiderea oficială trebuie făcută după ce există un număr de pacienți tratați. Avem undeva în jur de 500 de pacienți tratați într-un an de zile. Aproximativ 11.000 de ședințe de radioterapie efectuate, radioterapie de ultramodernă, tehnologia asta IMRT, tehnica IMRT VMAT, iar evenimentul am considerat că trebuie făcut la un an de zile, tocmai pentru a putea comunica ceva față de specialiștii din zonă și nu ne adresăm numai celor din județul Constanța, ci și județele din jur și tuturor specialiștii care sunt interesați de eveniment. Evenimentul, de fapt, din punctul meu de vedere, are scopul de nu numai de a face cumva reclamă și de a promova o clinică, ci noi vrem să promovăm un concept, vrem să, și o să se vadă și în prezentarea mea de astăzi, cât de important este pentru un tratament de calitate, că e radioterapie de calitate, că e chimioterapie de calitate, cât de importantă este abordarea multidisciplinară și lucru în echipă și cât de importantă este această comisie oncologică. Și având în vedere că la acest eveniment vor participa medici din toate specialitățile, noi practic vrem cumva să venim în întâmpinarea lor și să fim deschiși colaborării, să pacientul să fie discutat în acest tip de comisii, pentru că asta aduce cel mai mare beneficiu pacientului. Nu să-l trateze medicul X sau Y, ci el să fie tratat de o echipă. Oricine poate lua o decizie greșită, poate ești obosit, poate la noi în clinică comisia oncologică funcționează indiferent că este pacientul meu sau e pacientul unui tânăr specialist, toți pacienții sunt discutați. În felul ăsta reducem orice risc de decizie greșită și tocmai evenimentul ăsta vrem să-l focusăm și pe abordarea asta multidisciplinară. Ceea ce aș vrea să transmit în special colegilor mei și nu numai colegilor care lucrează cu pacientul oncologic, să le transmit cât de important este lucru cu pacientul, cât de important este timpul dedicat și acordat unui pacient. Eu știu că toată lumea se plânge, sunt puțini specialiști rămași în România în momentul de față și toată lumea duce lipsă de acest timp, dar de fapt ăsta este cel mai important lucru, pentru că multă lume beneficiază de tehnologie, de medicamente, dar de fapt pacientul oncologic, care e un pacient special, are nevoie în primul și în primul rând de timp și atenție. Și asta aș vrea să le transmit tuturor colegilor mei, să încerce pe cât se poate să acorde acest timp pacientului.